stăm să gândim. Dar chiar te-ai prins prima la porno vechi? A făcut școala online, ia stați. Omul face parte din corp. Să te uiți, trimite niște link-uri. Te-ai vrut să dai la Harvard. Ei au vrut să dea la mine. Hai, lasă-o dracu, domnul. Da, mi se pare rezonabil. Salut! Bine v-am găsit la Ia zi-mă, concursul de cultură generală în care trei comedieni fac Caterinca ca să compenseze că nu știu să răspundă la întrebări. Conceptul este destul de simplu, avem un panou plin de întrebări ciudate și trei comedieni care vor încerca să răspundă la ele, concurând pentru o poziție în marea finală, un premiu în bani oferit de Glad Casino și titlul de cel mai deștept în cap comedian. Te-ți pregătiți? Hai să cunoaștem și concurenții. Apropo, în prima poziție avem o concurentă care a slăbit recent și toate glumele pe care le aveam despre ea nu mai sunt valabile, Ioana State. Bună seara! Niciunul dintre participanții de astăzi nu este deosebit de educat, dar al doilea participant este cel mai recent needucat, Teo Ioniță. Despre al treilea participant nu vreau să vă zic nimic rău, pentru că nu vreau să mă imite pe viitor, George Tănase. Clar, n-o să fac. N-o să fac, promit. De ce ați venit aici? Cum stați cu întrebările, cu cultura, cu asta? Vă pricepeți? Doamne, suntem culturalizați. Foarte bine. Da, una peste... De la Teo. Da, Teo, tu ești mai recent, ai absolvit liceul, mai știi teorema lui Pitagora, chestiile astea. Da. E catetă pătrat egal cu ipotenuză plus catetă. Ok, hai să-i dăm 100 de puncte pentru asta. Eu plec. Hai să vedem și întrebările de astăzi, să vedem categoriile și să vă explicăm cum funcționează regulile. Pentru astăzi avem 5 categorii. Întrebările se împart în categorii și în valori în puncte. Categoriile de astăzi sunt: ăla mai ieftin, bucătărie canibală, 69, club 27 și mama ta. Mama ta, ok? Mama lui Teo. Mama cuiva. E mai tânără. Vom vedea. În prima rundă vom lua prima întrebare din fiecare categorie ca să ne familiarizăm cu ele și voi vă veți scrie toți răspunsul pe tablița din fața voastră, ok? Hai să începem cu prima întrebare de la prima categorie, care se cheamă ăla mai ieftin. Categoria asta, toate întrebările au doar două variante de răspuns, ok? Deci 50-50, da. Posibil să nimeriți. Hai să vedem întrebarea. Ce e mai ieftin? Un metru pătrat de apartament în New York, un Opel Corsa din 2010 cu 159.000 de kilometri la bord. Trebuie să scriu și întrebarea? Cum vrei tu, poți să scrii A, poți să scrii B. Trebuie să comentezi ce a vrut să zic autorul. Okay? Da, și un mic comentariu de desubt despre... Și folosește-ți și propriile cuvinte. Știi? Exact, și cu părerea mea și cu de-astea. Am greșit. Da, eu m-am aruncat. Teo face corecții deja. De culoare. Obiceiuri vechi. Gata toată lumea? Ioana, începem cu tine, ce ai zis? A zis B, adică un Opel, Teo? A zis A, New York-ul și mă B... Mă arunc la Opel, că l-am căutat de curând și... Cam cât crezi că costă un Opel Corsa cu specificațiile astea? 3500 de la Samsar, 3000 de la un om de bună cuvință. Adică eu atât aș da, nu știu dacă costă. Da, mi se pare rezonabil. Metru pătrat de apartament în New York e undeva pe la 20.000 de dolari, ceea ce înseamnă că... Ai răspuns corect și tu și Ioana. Băi, Teo. Și aveți 100 de puncte, felicitări. Teo, tu poți să recuperezi, te-ai nimic mai mult timp. Ok. Următoarea categorie se cheamă bucătărie canibală. Puteți să intuiți cam despre ce este vorba. Da, Ioana o să câștige. Mâncare. Pare pe ea așa. E specialitatea, domeniul meu preferat. Așa. Păi hai să vedem, că sunt niște întrebări interesante aici. Aici sunt întrebări cu 3 variante de răspuns. Da? Deci inițial 2, acum sunt 3. Și hai să vedem întrebarea de la 100. Cât de mult ți-ar ajunge un om întreg dacă ai mânca din el 2000 de calorii zilnic? Vreo 2 săptămâni, vreo 2 luni, vreo 2 ani? Poate v-ați întrebat vreodată dacă ajungi pe o insulă sau ceva. Nici n-am mai mâncat de mult. Nu, trebuie să mâncat de mult om? Nu. Un om ca mine sau un om ca tine? Dar eu cred că în copil... Un om mediu. Că eu am mai multe calorii, că mai ai și ceva țesut adipos. Are și mașină niște calorii la toate. De la 600 de calorii pe 100 de grame, deci... Hai să zicem George. Cât ți-ar ajunge George? Are 70. Poniși pe măsa așa, o măsa scoasă. De kilograme. Dai că ți-l fac acum. 3 mese pe zi? 3 mese pe zi? 2000 de calorii. Le împarți cum vrei tu. Poți să mănânci toate 2000 de calorile la o singură masă dacă vrei. Face dieta de aia. Că și eu calculez cum mănâncă Ioana și cum mănânc eu și la fel e diferit. Ioana chiar calculează asta, că chiar stă și numai face calcule.
Întrebarea practic e câte calorii are un corp uman. Păi asta am socotit acum, așa am răspuns. Ok, v-ați scris răspunsurile? Păi dar ce stăm să gândim, e ca la șah aici, păi, nu, frate, cum? Ca la tablet. Eu dacă mă apuc de el, eu îl termin. Fără garnitură. Poftim? Fără garnitură. Fără garnitură, nu poți să faci garnitura tot din om. O faci din piele sau ceva, din păr. Zic eu după, din ce? Că știu că îi plac ei garniturile alea mult. Un dressing acolo măcar. Teo se tot răzgândește, e foarte indecis. Nu e hotărât. Cred că n-a reușit să copieze. El nu mănâncă în fiecare zi, nu, și nu știe. Ok, gata toată lumea? Da, gata. Ioana, te rog, ce ai spus? A zis A, adică vreo două săptămâni. Teo a zis eu am scris B, adică vreo două luni. Iar George a zis tot B, adică vreo două luni. De el încolo, de om. Cât eu aș vrea să fie C. Păi știi, te gândești că dacă ai fi pe insulă, de-aia știi, da, și ești cu un om. Să zicem că ai putea să-l ai congelator pe insulă, întâmplă, da. ai naufragiat cu un vapor plin de congelatoare. Așa. Cât îți ajunge omul ăla să mănânci? Așa, fără să știi nimic, te gândești, dacă ai un porc, cât îți ajunge? Băi, la noi la țară porcul în două luni se ducea, deci eu cam așa merg. Păi da, dar mai făceai și cu o vărzică, o murăturică, o chestie. E, mai băgai cu ceva dacă mănânci carne goală? Da, păi dacă mănânci gol... Eu într-o săptămână termin. Ioana are și o experiență personală mai grea. Mă rog, când era mică, era săracă și au avut la un moment dat un vecin care nu s-au înțeles și de acolo... Aha. Și trebuia și să scape repede de el, așa că... Da, nu, e păcat să se irosească mâncarea. Iar un corp mediu de om are în medie cam 125.000 de calorii. Dacă consum 2.000 de calorii pe zi, îți ajunge cam 60 și ceva de zile, adică cam două luni, răspuns corect. Nu-i problemă de război! Eu chiar credeam că mi-am rezolvat problemele cu mâncarea. Tu ai dat-o așa, dar ca să pare că nu mănânci... Om. Super, bine, până acum George e pe primul loc cu 200 de puncte. Dar bine, aici sunt doar întrebări de 100. În rundele viitoare vom mai crește mizele, dar hai să vedem acum întrebarea de 100 de puncte de la 69. Întrebările astea au 4 variante de răspuns, crezi că așa? Și este despre numărul 69 și diversele lui aspecte. Hai să vedem care e întrebarea. Zice așa, din punct de vedere matematic, ce fel de număr este 69? Este A, prim, B, semiprim, C, irațional, D, par. Abana să mă rog. Tu nu știi! Bă, no. cum ai ajuns la facultate? Și-am dat bacul la mate. Este... prim, trei, cu noi. Păi știi ce sunt chestiile alea? Ce sunt? Este, știu, mai departe... Ai auzit de numere pare, presupun. V-am învățat la școală, da, nu? Da, da, când sigur se împarte la doi, nu? Da. Așa, ăla e. Ăla e. Da. Păi nu se împarte la doi. 69 cam în doi se împarte, dar nu neapărat. Eu nu prea știu, scuze, le prim mai greu. Nu, e din punct de vedere matematic, am zis, da? Deci doar lăsăm da. Orice inuendo. Am auzit în viața mea de semiprim, dar sunt sigur că există. Poate ai auzit de celelalte. Am auzit că e irațional. Am auzit mine... de prim. Primul se împarte la el și la 1, deci nu e prim. Că ăsta se împarte la 3, da. Da, exact, așa trebuie să gândiți. V-ați scris, vă mai gândiți? A scris toată lumea? Nu mă mai gândesc, merg la risc. Gata, frate. Ioana merge la risc, hai să vedem ce a riscat. Răspunsul este B, adică semiprim. Teo, care tocmai a fost ce? La PAC și a învățat despre numere iraționale, zice C, iar George zice tot B, semiprim. Acum un număr prim, știți ce ai spus și tu, Ioana, nu e divizibil decât cu el, gen 13 sau 7. Un număr irațional, nu știu, e irațional, nu contează, e de la cu multe virgule sau ce-o fi, par știți și voi, iar semiprim este un număr care este divizibil doar cu alte două numere prime. Da. Exact. Da? Iar 69 este semiprim. E semiprim. E semiprim, fraților. Am învins. Merge de două ori. Am 69 e divizibil cu 23 și 3. 23 ori 3 fac 69, două numere prime. Bun. Da, exact așa am calculat-o și eu. Dar nu trebuia să puneți B, că eu mă iau și după asta. Păi anticipează. Presupun că nu e prima oară când completez răspunsul după ce crezi că a fi gândit profesorul. Bă, a fost A mai devreme, acum trebuie să fie B. A fost de 3 ori la rând. Vă gândiți la asta? A. Eu mă uit la asta și am făcut întrebările să nu fie... De fapt, nu mai zic nimic. Hai să vedem a patra categorie. Club 27. Aici nu mai aveți variante de răspuns, trebuie să ziceți răspunsul din cap. Păi ce faci? Iar Club 27 este un termen care se referă la diversi muzicieni renumiți care au murit la vârsta de 27 de ani, toți în mod surprinzător au murit toți la vârsta de 27 de ani. Din Kurt Cobain.
Hai să vedem prima întrebare de la 100 de la Club 27. Acest muzician a fondat una dintre cele mai renumite trupe de grunge din istorie, dar s-a sinucis la vârsta de 27 de ani, deși unii o suspectează pe soția lui, Courtney Love, că ar fi de vină. Despre cine e vorba? Eu zic că numele de familie e Love. Deci nu pot să cred. Să mai citesc. Da, deci a fondat una dintre cele mai renumite trupe de grunge, dacă știți la stilul muzical grunge, iar soția lui era Courtney Love, pe care unii o suspectează că ar fi contribuit la moartea lui. E un documentar despre asta, nu știu dacă e așa sau nu, da. E doar ce zic unii oameni. Și cine era omul ăsta care a... Soțul lui Courtney. Da, soțul lui Courtney Love, care este mult mai renumit decât Courtney Love, de altfel. Muzician. Și grunge ce e? Și când o să este un stil muzical, nu știu. Ioara, nu e ca manelele, dar invers, deci, înțelegi? Deci nu știi. Nu, dacă ne întrebați știu, de manele... Știu să vă zic ce formație cântă grunge. Yes. Nu pot să fac, nu pot. Hai zi, nu lasă inima. Nu te uiți, dar nu știi ce e grunge, dar ne întrebi pe noi. Da, nu e așa de important ce e grunge, e mai mult cine a făcut formația asta. Eu o să scriu doar aici un nume. Ok. Nu știu altul. Dacă nu știți nimic, puteți să vă mai gândiți, dar dacă pierdeți prea mult timp, o să apară din ceruri o melodie de 30 de secunde care vă... Mi-a murit, mă, la 27. De ce să mor la 27? Denisa Manelista a murit la 27 de ani. Au murit mulți. Denisa. Denisa, uite, de Denisa știam. Da. Cine și mai Denisa a murit la 27 de ani? Da. Mamă, dacă știam, trebuia să o pun într-o întrebare. Păi, crede-mă, era nimerită din prima. Era o întrebare foarte bună. Da. Ați scris? Da, nu știu. Da. N-am scris. O să pun un nume... Vrei să te mai gândești? Patrick. Pune Dan Bittman, eu știu, pune ce. Pune așa, ce știi. Orice-ți vine în cap. Petrică Muțu Stoian, nu știu. Gata. Hai să vedem, Ioana, ce ai scris? Ai scris... John. Să zicem că îl chema și John. Poate îl cheamă John, cine știe, Teo? Eu am pus Kevin. Kevin, ești mai pe aproape cu ceva, dar nu e nici asta. Și eu am pus tu Avicii. Ai zis... Avicii. Și am vrut și eu să pun Avicii, dar n-a avut nevastă. Eu atât am știut că a murit cineva tânăr. Știi ce e amuzant, George, de ce râdeau oamenii pe aici? Nu. Că tu ai ghicit răspunsul la întrebare înainte să o pun și pe urmă când ți-am pus întrebarea n-ai mai zis aceeași chestie. Eu am zis Kurt Cobain. Da, nu, tu ai zis Kurt Cobain? Scuze. Dar Kurt Cobain nu cânta grunge din ăsta. Dar nu mai trăiește cu domnul Kurt? Nu. Cânta grunge? A murit. Da. Nirvana cânta grunge. Și era căsătorit famously cu Courtney Love. Deci Nirvana cântă grunge? Nu cântă rock? Și răspunsul corect este Kurt Cobain. Ce tare, n-a câștigat niciunul. Dar mie îmi place Nirvana. Da, eu am crezut că asta e cea mai simplă. Și mie îmi plăcea Denisa. Ok, hai să trecem la ultima întrebare din prima rundă. Mama ta, aici din nou n-avem variante de răspuns, dar ultima rundă, ultima categorie, este mereu o categorie cu tematică de comedie, ok, de la episod la episod schimbăm. În cazul ăsta avem Mama ta, avem bancuri cu Yo Mama, pe care voi trebuie să le completați. Nu m-am pregătit. Așa. N-ai studiat Yo Mama, marele manual de Yo Mama al universității din Chicago. Ok, hai să vedem întrebarea. 100 zice așa, mama ta e așa de proastă că și-a vândut mașina ca să cumpere... Puncte. Cârge? Bună întrebare. Băi, cine a gândit bancurile astea? Era deștept. Sunt bancuri din anii 90, adică sunt destul de vechi. Mai bine. Hai să ne gândim la ceva. Era proastă rău mama lui dacă a vândut mașina. Mama ta. A vândut-o, da, dar ca să cumpere ceva, că avea nevoie de ceva și n-avea bani pentru ceva. Așa. Și-a vândut mașina ca să cumpere ceva ăla. Ce e ceva ăla ca să fie și amuzant? Să zic, mă, cât de proastă e mama lui ăla. De proastă, să cumpere... Gata, știu. A fost folosită și în diverse filme gluma asta. Stai fost... să scriu. Da, mama, taia, că se cumpere. O să dar un cașea, că nu... nu știu de ce am zis asta. Și uite așa. E neapărat să-l scriu sau zic pe gură, că până scriu... Trebuie să scrii doar bucata asta atât. Doar un cuvânt? Doar aia, nu trebuie să scrii tot. Nu. De ce te-am pune să scrii tot? Tu ai scris tot? Conștiincioasă. Da, e nebună rău. Dar după aia completezi, gen. Am înțeles. Dar nu zici pe gură și după aia este altceva scris. Nu, că intuim noi, facem la montaj, ok.
Hai să vedem, tu ai scris, George? Eu am scris, eu m-am aruncat cu benzină, nu, n-am avut. Ah, dar e mai bun, eu am scris prezervative, scuze. Prezervative? Interesant. Nu trebuie să-ți cer scuze, e ok? Ioana, nu mai scrie! Păi nu mai am șters, anticoncepționale scrisese. Anticoncepționale, ok, ce vrei să răspunzi? Continuarea era ca să nu fac al prost da, ca tine. Da, și m-am gândit la asta. Care e continuarea? Zine și continuarea. Ca să nu fac al prost ca tine, nu ca tine, ca ăla cu... Ca cine fi da. Un exemplu adresezi. Din bani. Da. Eu da. Cred că el. Păi, mama ta e așa de proastă că și-a vândut mașina ca să cumpere benzină. Nu cred! Băi, ăsta e dovada că prost să fii norocheș, că ea nu e o glumă bună, adică nu-i funny, n-a râs nimeni, da? Păi știi că nu mai are, dacă, degeaba are benzină dacă n-are mașină. Corect, da. Aia e glumă, vezi? Da, exact, deci foarte bun pe asta. Îți bun la glume proaste, bravo. Doamne, să le intuiesc. Tăinas. Super, okay. Mă bucur. La finalul primei runde, George este pe primul loc cu 400 de puncte, pe urmă Ioana cu 200, Teo cu 100. Aveți o grămadă de timp să recuperați. Acum, în runda 2, nu mai vă trebuie tăblițele, puteți să le lăsați jos și markerul să nu le pierdeți, că nu avem altele. Și vom trece pe rând, pe la fiecare dintre voi. Vă alegeți de data asta ce întrebare vreți, orice categorie, orice punctaj. Vă citesc întrebarea, ziceți corect, primiți punctele. Și de asemenea, la această rundă trebuie să vă menționez că una dintre întrebările astea de aici este specială sponsorizată de Vlad Casino și dacă o nimeriți și răspundeți corect la ea, primiți 100 de euro premiu bonus pe lângă ce se mai câștigă în finală. Mie okay? Mi s-a terminat norocul, deci puteți să încercați liniștiți. Doar dacă o nimeriți. Ea e undeva pe aici, ok? Eu la benzină, gata. Aia a fost. Bun. Începem cu Ioana. Ce categorie dorești? Ce punctaj? Ăla mai ieftin? Ăla mai ieftin pentru cât? Paia de 500. Cea mai grea din prima. Ok. Ăla mai ieftin la 500. Hai să vedem ce zice aici. Ce e mai ieftin? Un pachet de țigări? 0,00005 bitcoin. Țigările. Ai zis foarte repede. Ești sigură? Ești atât de la curent cu valoarea bitcoinului sau a țigărilor? Săptămâna trecută a vândut niște bitcoin și... Tănase, cât am spus să nu mai spui la nimeni și tu, că după aia mă sună lumea, hai să-mi dai și mie 1 milion până luni. Îți mulți zărăuri acolo la bitcoinul ăla. Da, da. Tu suni. Atâția bitcoin. Eu știu, dar eu vreau țigările alea. Tu zici că țigările sunt mai ieftine decât atâția bitcoin. Da. Ok, răspuns final A, un pachet de țigări este mai scump. Decât 0,00. Ăsta de aici este aproximativ 3 un leu. Un leu. Azi, ca să nu fie pe aproape, am căutat cât vine un leu în bitcoin, cam atâta vine în funcție de ziua în care te afli. N-ai câștigat cele 500 de puncte, dar e ok, mai ocazia. Teo, ce dorești? Ce categorie? Ce punctaj? 69-400. Direct la 69 s-a dus, ok? Hai să vedem la 400 ce avem, la 69... Care dintre următoarele evenimente a avut loc în 1969? Apropo, mai grele întrebările cu cât e mai mare punctajul, ok? Dacă nu era clar chestia asta. Deci ce s-a întâmplat în 69? Asasinarea lui John F. Kennedy, prima aterizare pe lună, primul televizor color, primul film porno cu 69. Eu aș merge pe televizor. Dar primul film porno cu 69 când crezi că... Nu, adică mi se pare prea funny să zic. Nu se uită la alea vechi. Poate ele de acolo vine. Nu. Dar chiar tu ai prins filmele alea porno vechi cu păr? Dacă era color, atunci ai ieșit ce ușit. Alea cu păr ca în capul tău, așa? Da. Exact aceeași, alea nemțești. Cu da. Și cu ăla cu mustață, așa. Cu mustață, nu? Da. Când zici că se blesteamă în timp ce exact. Fac sex. Exact. Și vezi așa și nu știi ce iese de acolo. E foarte... Să te uiți, îți trimite niște linkuri. Scuze-mi. Dacă făceai asta înainte, poate te ajuta la întrebare, dar vezi dacă nu ești, nu studiezi înainte. Da, trebuie să urmărești mult. Te uiți așa, oricine îți dă un link, dă să... Nu, o să merg pe A. A care ce? Asasinarea lui John F. Kennedy. Da. Kennedy a fost în anii 70. Da, a murit în 69. De filme porno și a ieșit și cu el filmul. Nu știu exact când a trăit, dar eu zic că e A. Tu zici că e A. Ești sigur? Da. Îți mai dau ocazie să te răzgândești ultima A. A? Da. Ok. Răspuns final A, răspuns greșit. Răspunsul corect este prima aterizare pe lună. Ce ți-am zis? Kennedy chiar avea un discurs renumit în care spune că we promise that we will get to the moon before the decade is out, înainte să se termine deceniu. Și într-adevăr, fix în ultimul an înainte să se termine deceniu, au ajuns pe lună 69. Au ajuns, da. Dar bun. Și el a ajuns departe. Nu prea ați crescut în puncte, Teo și Ioana, de nu ceva timp. Nu s-au făcut anul ăsta. S-au și aruncat la întrebări grele. Nici n-a plouat. Scuze, da. Așa. Ok, George. Eu nu mă mai duc la mama ta nici să mă împușc, că nu mai nimeresc. O să merg pe Club 27 de
300, modest. 27 de 300, să vedem ce avem aici. Ololololo, aolo, asta e cu muzica, bă, băi. Da, sunt muzicieni care au murit la 27 de ani. Prost. Ce prost sunt. Dacă nu pica vicii acum. Acest muzician este considerat unul dintre cei mai mari soliști din istoria rockului și a murit la vârsta de 27 de ani, dar nu înainte să fie unul dintre fondatorii formației The Doors. Despre cine e vorba? Păi, de capul meu, păi, băi, dacă nu-i Manelis, m-ați omorât. O să arunc așa un alt nume care nu știu dacă a murit, dar... E un nume relativ cunoscut. Adică poate... O să arunc așa că am auzit eu... Știi vreo melodie de la The Doors? Absolut că nu. Here Without You, atât. Și nu sunt sigură că sunt. A, nici nu știu cine e Doors. Da, e. Avea, stai, ce melodie avea The Doors? E, ziceți-mi o melodie de la The Doors. Hai, să cântați. Nu știu. You, baby. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Nu, nu, o să arunc așa, că nu știu. Am ales prost, ce că altceva n-a fost. Am arunc Prince. Prince. Nu-i băga în seama. Nici nu știu dacă a murit. Am vrut să zic că Prințesa de Aur, dar... Și mi s-a terminat spațiul, că am scris mare. Că a rămas aprins. Nu era nici Prințesa de Aur, îmi pare rău. Frate, ce-i cu întrebările? Nu e. Prinț a murit mai recent, mai târziu de 27 de ani și nu era neapărat dintr-o formație. Răspunsul corect este Jim Morrison, așa îl chema pe solistul formației de Doors. Dumnezeu să-l odihnească. Să-l odihnească, Dumnezeu. Să-i aprindem o lumânare la morți. Era un solist. Bun, toți ăștia au murit, apropo, de droguri, supradoze, alcool, da. Bun. George tocmai a fost. Nu s-a câștigat niciun punct la prima tură. Ioana? Bucătărie canibală de 500. Tot cu bucătăria canibală, direct la 500 cel mai mare. Da, știu că te-ai dus, firea, dracu. De 1000 nu aveți? Ioana se aruncă, e bine, are strategie, dacă tot răspunde să merite. În comunitățile de canibali care au fost documentate, adesea apărea o boală infecțioasă letală numită curu, care se transmite, așa se cheamă boala, care se transmitea atunci când canibalii mâncau care organ uman? A. Ficatul, B. Creierul, C. Curu. Ia zi, Ioano, ce-ai gustat din astea trei? Să mă gândesc. Eu zic că dacă te dai varianta de... Nu e. Că... Eu cred că la varianta de să gândești. După privirea ei, oala, ce dracu ai mâncat eu de nou? Infecție la creier, am auzit infecție la creier. Infecție la creier? Da, nu știu, e cu paraziți, are ceva prin el. Nu are m-aș duce spre cur. Doar așa. Bă, nu-mi imaginez, o fi foarte sănătos să mănânci curul unui om, îmi imaginez că nu-i. Adică la porc îl mâncăm, să zic. Care organ uman? Să-l pupi are sens, dar să-l mănânci? Dai seama. Da, care organ uman dacă îl mănânci faci curul de la el? Creierul. Creierul, ești sigură? Da. Crezi că n-ar putea fi curul sau ficatul? Ficatul e plin de toxine și chestii, curul, nu mai zic, are și el tot felul de dubioșe. Nu? Creierul. Și plus că ficatul e singurul organ de acolo. Nu, toate sunt. În afară de curul nu-i organ, ce-i drept. De fapt, e interpretabil, nu se știe exact care e definiția unui organ. A făcut școală online, iertați-mă. Omul face parte din corp, cum ar veni. Specialiștii nu sunt în acord despre câte organe are corpul uman. E interpretabil în funcție de cum definești un organ. Dar nu cred că curul e organ, ce-i drept, ai dreptate. Și răspunsul tău este B, creierul. Creierul, da. Și este răspunsul... pentru 400 de puncte? 500! Ce dracu, mă! Ia a avut boala asta mai de mult când era mică. Ai avut curul când erai mică? Așa. A avut, încă mai are. În boala lui Calachet. Ioana a preluat conducerea cu întrebările mari pe care le alege. Teo, tu ce zici? Eu... O să te arunci iarăși la 500 sau poți să o iei mai bătrânești așa cu astea mai simple? Zic o să eu. Iau bucătărie canibală 300. Bucătărie canibală pentru 300. Hai să vedem ce avem aici. Canibalitatea sexuală este actul de a-ți mânca partenerul după sau în timpul actului sexual. Este prezentă în diverse specii de insecte sau arahnide, dar surprinzător a fost observată și la A. struți, B. babuini, C. anaconde. Anaconde. Ești așa de convins. Sunt super la super. Știi atât de multe despre sexul anacondelor? De unde ești atât de convins? L-a văzut cum se împreunează așa? L-ai văzut când fac așa pe National Geographic? Anaconde, clar.
Bă, struțiți niște dubioși. Ai văzut un struț cum arată, cum e așa? Are gâtul mare? Pare că te bate, pare mai mult din vasul lui așa după sex. Pare că îți dă două capete în gură. Îmi pare că ar și ciugulii așa din tine după ce... Și babuinii par așa, nu știu dacă ai văzut, stau așa, nu... parcă așteaptă o țigară să fumeze. Da, exact. E așa un pic exact. Și au fundul pe afară și aia. Se gândesc de ce am făcut asta cu femeia asta. Ce fac cu viața mea? Da. Deci eu te sprijin în răspunsul tău. Anaconde? Mergem pe anaconde. El zice că mergem pe anaconde. Eu pe anaconde merg. Anacondele sunt niște șerpi foarte mari care uneori se mănâncă după sex. Așa este, răspuns corect, ce anaconde. Bravo! Bravo! Bine, mă! Bine, mă, ești o anaconde. Am mai crescut și Teo. Acum, George, tu ești acolo în coadă. Ia zi, da. Ce vrei să faci? Unde vrei să mergem? Care era cu istoria? 69 le era cu istoria? 97. 69 e cu diverse, nu e neapărat doar. 69 e cu numere. O să mă arunc la 69500. Deci okay. Nu mă uit. 69500. Nu cred că o să-ți placă întrebarea asta, zic de pe acum. Ok, iar un cântăreț care s-a sinucis. Ai variante, poate nimerești. Care element chimic are numărul atomic 69? A, hidrogen, B, oxigen, C, tuliu, D, curiu. Avem tematică la episodul ăsta. Păi și le știam, mă, da. Și știai, mă? Și eu le știu la primele două. Și parcă văd așa da. Elementele venind. Păi ce știi? Știi ceva despre numărul atomic? Ce reprezintă numărul atomic la un element? Da, e ăla, de-l pune sus sau jos, nu mai știu. Da, dar ce zici? Ce descrie? Nu știu, cât e de puternic el, nu știu, ca element. Sau... Câte molecule are? Ca să nu le confunde între ele. Păi dar nu știu, eu ceva, n-auzi, pui doi, zis. Dacă e O câte și O2. Câte molecule are celula? Câte nu e câte molecule are, nu, molecule e altceva, dar e pe aproape. Câte de alea? Nu mai fă bădești acolo, dacă nu tabelul. E când a fost descoperit? Nu. Nu e pe ordinea, ok. Nu. Tu ce școală ai făcut, mămică? Eu n-am făcut chimie. Dar ce ai făcut? Am făcut în clasa 8-a, dar după aia m-am oprit. Am dat bacul la chimie. Se vede. N-ai făcut chimie la liceu? Adică ai chiulit, nu că n-ai avut, n-ai fost. Da, deci... Ai hidrogen, oxigen, tuliu și curiu, care chiar este un element, așa se curiu cheamă. Chiar curiu? Mă arunc la tuliu. Curiu. Da, tuliu, deci eu cum văd așa... Tuliu sau curiu? Zi... Cu T. Ce? Adică... Ce tuliu? Ce? Tuliu. Este, îl și văd parcă pe panou așa acolo. Cum îți imaginez. Cam unde e așa în... 69, unde... Cam pe acolo așa. Da, când pui mâna, când arăți. Da. George zice tuliu. Și răspunsul corect e... Și este răspunsul corect. Mulțumesc! Cu asta preia conducerea. Doamne, ce deștept. Ioana, revenim la tine. Ăla mai ieftin, dar de 400. Ăla mai ieftin, dar de 400. Uite, Ioana, el lege pe astea cu două variante, că înțelege strategie. Hai să vedem, ăla mai ieftin pe 400. Ia, dracu, tot să fii. Ce avem aici? Ia și în viață tot două variante are așa. Fac stand-up sau mă las? Ce e mai ieftin? Taxa anuală de școlarizare la Harvard, un plămân uman pe piața neagră. Au. De ce ești atât de... Ai vrut să dai la Harvard? A încercat, dar a băgat-o la dascălu. Ei au vrut să dea la mine. Sau ai vrut să-ți vinzi un plămân pe piața neagră? La un moment dat ajungi în punctul ăla. Când faci stand-up, hai ajungi. Să ne... Cam cât crezi că este taxa la Harvard? Cât ai estima? Câteva mii de dolari pe an. Bun, te-ai aruncat la estimare. Ești bun. Și un plămân, cam cât crezi că ar costa? De la 25.000 în sus. Ia cu atât altă. Și frate-sul la fel. Deci zici A, răspuns final, da? Mai ieftin. Da. Pe OLX? Ioana zice că taxa anuală de școlarizare este mai ieftină și are dreptate. Asta este răspunsul corect. Poate diamante. 1100 de puncte. 1100 de puncte, da. Taxa la Harvard e vreo 50.000 de dolari plus alte cheltuieli de cazare și cărți și astea, iar un plămân uman e 150, 200, 300 de mii de dolari. Ia uzi, 600 de mii? Bun, Teo. Eu merg pe bucătărie canibală. 400. 400, cele mai mari. Hai să vedem. Corpul uman nu e bun doar pentru mâncare. Uneori se făceau și medicamente din cadavre. Care dintre următoarele produse medicale nu era disponibil de cumpărat în Europa în secolele 16-17. A. Pastă din păr ca tratament pentru chelie. B. Praf de craniu pentru dureri de cap. Sau C. Unguent din grăsime umană ca tratament pentru gută.
Din toate astea trei, două au existat, una nu. Tu trebuie să zici care n-a existat. Gândește la ce. Deci care n-a existat? Deci da. Pastă de păr. Pastă de păr pentru chelie. Praf de craniu. Praf de craniu pentru dureri de cap. Da. Și grăsime pentru gută. Unguent din grăsime umană. Asta da, cred da. Că există. Pare că încă se folosește. La mine la țară, dacă întreb pe mama ei, eu cred că încă... Unguent din grăsime umană, nu. Mai ales pentru gută. Sau guță trebuia să scrie acolo, mă rog. Scuzați-mă. Poate are și guță. Guța are gută, oare? Pasta poate din păr. Pasta din păr. Eu cred că praf din craniu nu se face. Crezi că nu se face? Adică aveau toate oasele alea, poate le măcineau, măcinate ei la un moment dat. Nu. Cine stă să bagi la tocător așa, cum faci cârnații iarna, să bagi craniu și să no, scoți? Aveau nu. Mojar de ăla și da. Nu, merg pe pastă de păr, pentru că e prea, ai gândit-o tu, prea funny. Poate... Pastă de păr pentru chelie, hai că... Da, lasă-o dracu, domnul Andy Moisescu, lăsați-o acolo de treabă. S-au gândit că, bă, părul îl face în așa și crește, știi, nu, ca, pastă de ca semințele de măr, nu știu, ca morcovi, ca... Mergem pe pastă de păr. Teo zice pastă de păr și are... dreptate, ăsta era răspunsul. Bravo, corect. Bravo! Este, bravo! Felicitări, Teo! Ai cât ai? 800 de puncte. Tot ești pe ultimul loc, dar ești mai aproape, sunteți foarte echilibrați. George, ce zici? Hai dă capul meu. Ia zi-mă. Mai iau un cântăresc, trebuie să nimeresc unul până la final. Ia mai iau un cântăresc. Nu, o să iau 69-300. 69-300. Ia. Biologie moleculară. Asta ar trebui să fie mai simplu un pic, hai să vedem. Din cele aproape 200 de țări din lume, care este momentan a 69-a ca suprafață conform CIA Factbook? A. Australia, B. Jamaica, C. Canada, D. Norvegia. Canada e mare, Australia e mare. Australia e mare, așa. Norvegia e mare, Jamaica e mai mică. Norvegia e mare, Jamaica e mai mică. Acum, să mă și iertați, domnul Paul, cine le-a măsurat? Care crezi că e cea mai mică, Jamaica? Jamaica, cred. Jamaica zici că e cea mai mică. Sunt convins că e cea mai mică, Jamaica. Okay. Și merg pe Jamaica, 69. Păi da. Am zis că sunt 200 de țări, am menționat, ți-am dat un indiciu, sunt 200 de țări. 200 de țări. Da. Deci vine așa. Luiau așa ca bătrânii. Deci ce avem? Avem Rusia, avem China, avem America, avem Canada, Norvegia, așa. Da, merg pe Jamaica. Merg pe Jamaica. E mare și Australia. Sunt primele 30, zic eu. Australia, Canada și Norvegia. Ai zice că ar fi pe la 50 și... Merg pe Jamaica. Nu discut. Sigur? Da, n-are niciun sens ce zic, dar da. Răspuns final, B, Jamaica, este răspuns greșit. Era Norvegia. Ai avut raționamentul prea... Ai gândit exact cum trebuia să gândești întrebarea, numai răspunsul. Ce, nu dat ce răspuns? Ai și zis că Norvegia e undeva pe la 50, probabil. Nu-i problemă, recuperez alea cu mama, că eu la alea spun. Ah, erai atât de aproape cu asta. Ok, câte? Mai avem încă o tură din runda asta? Bun, asta este ultima tură din runda asta, dar veți mai avea încă o întrebare, pe urmă trecem în ultima rundă, deci gândiți-vă bine ce vă alegeți acum. Începem cu tine, Ioana. Topăla mai ieftin de 300. Topăla mai ieftin de 300 de data asta? Topăla. Topăla. Ei place cu banii cu astea. Ei place, oară. Ia să vedem. Ce e mai ieftin? Un kilogram de aur, un kilogram de LSD? Hai că la asta trebuie să știe ușoară, dă-mă drag. Bă, un gram de aur era pe vreo 3 milioane. Ce voce de amaletist a fost. Eu nu știu, nu mi-am luat niciodată LSD. Am întrebat la luat alte droguri. Are acasă, să... dar nu. Nici măcar. Ea doar bagă din grădină. Mai ieftin. Da, care e mai ieftin din astea două? Adică dacă ar veni cineva și zice, am aici în plasa asta un kil de aur sau un kil de LSD, aurul e mai ieftin, zici. Foarte încrezătoare ești. De ce zici asta? Pentru că un gram de aur e vreo 300 de lei, adică vreo 60 de euro. Păi un kilogram, fată, nu e un gram. Păi da, da. Păi stai puțin. A, tu e la gram. Păi nu la volum. Păi ori ții un kil de aur. Dar să știi că LSD-ul nu presupun că e mai scump în detail decât în gro. Pe când aurul are același preț că ție un gram, că ție un kil. Nu? Așa e? Lasă-mă. Lasă vrăjeala asta, domnul Paul. Că m-ai auzit și eu pe la colțuri cât e un gram de daia, un gram de daia. Am auzit atât. Ok. Așa că... aurul e mai ieftin. Deci răspuns final este aur? Da. Răspuns final este un kilogram de aur, este mai ieftin și ăsta este răspunsul corect. Așa este, un kilogram de aur. E mult mai ieftin. Mult, mult mai ieftin. LSD-ul e un lichid care se pune pe... E un kil de LSD este o cantitate monumentală. Ai zeci de milioane de doze acolo și ar costa vreo 100 de milioane de dolari, pe când un kil de aur costă 50.000 de dolari cam pe acolo. Bun, Ioana...
pe primul loc, Ioana, foarte bine. Teo? O să merg pe mama ta 400. Mama ta? Mama ta. Ok, 400 la mama ta, hai să vedem, hai. O categorie nu foarte atinsă, vedem ce zice aici. Mama ta e așa bătrână, că atunci când iese din muzeul de istorie, pornește... puncte, puncte. Te-am mâncat. Deci, mama ta e așa bătrână. Da. Deci e bătrână, mă, e rău, bătrână rău. E ca o babă, așa, cu batic. Atât de bătrână... Moaște. Că atunci când iese din muzeul din istorie, părăsește incinta muzeului de istorie, pornește... ceva care să fie legat de istorie și că e bătrână și că pornește. Păi ce ar putea să pornească ceva de la muzeu, cred, care e de la istorie, nu? Pornește... Voi știți, aveți idei? Eu bănuiesc, dar... Bă, dacă știam să scrim glume... Puteți să, dacă aveți vreo... Nu primiți niciun punct, dar dacă credeți că știți, vreți să... Bine, bine, las. Dacă voi ați voi, nu știu. Mama ta e așa bătrână că atunci când iese... Alarma! Așa este, răspuns corect, alarma. Pornește alarma. De ce e amuzant asta? Eu aș fi zis o revoluție, că istorică. Pornește alarma că e ca și cum e un exponat. E atât de bătrână că e antică, ca și cum a furat cineva craniul lui Ștefan cel Mare sau ceva. Păi era se pornește, că nu pornește ea. Se pornește. Nu, mă, dar americanii nu știu să facă glume aici. Unii vreau și alarme automat. Nu știu. Poate. Așa. Și acum, George, ultima ta întrebare din runda asta, pe urmă trecem la runda finală, unde se poate schimba totul. Dar momentan, ce vrei? Ce categorie? Ce? Vreau puncte, dar... Mama ta, Club 27. Băi, ce urăși cel mai tare, iar... Da, dacă nu mă arunc la Club 27, numai ca să le iau lor bucuria. 500, Club 27, 500. Nu știu când tăresc, dar numai să stric întrebarea. Nu cred. Strategie. Din ce am văzut până acum, nu anticipez că o să răspunzi corect la asta. Cum să nu? No offense. A, n-am... Dar asta e cea mai grea din categorie. Hai să vedem. Această cântăreață și compozitoare americană a fost una dintre marile staruri ale generației Flower Power. E renumită pentru melodii rock, gen ca Piece of My Heart, Summertime sau Me and Bobby McGee și a murit de supradoză la vârsta de 27 de ani. Despre cine e vorba? Cât, dar mulți au mai murit, mă. Denisa! N-ar fi rău. N-am nici cea mai... E cunoscută, dar nu e așa de cunoscută. Dar nu știi tu, e cunoscută, dar tu n-ai auzit. Mai puțin ca Kurt Cobain. Da. Dar nu e în trending pe YouTube la noi. Păi dacă nu e în trending, de unde să știu, mă, că eu acolo, mă. Generația Flower Power. Ce e generația Flower Power? Șpioți. Șpioți. Oh. Da. Nu. Să-ți ții comentariile politice pentru tine, da? Flower Power. Îmi vine față ei în cap, dar nu, pot nu. Arăta mai bătrână de 27 de ani. Asta am remarcat. Cred, eu cred, dar e posibil să nu fi auzit-o niciodată în viață. Așa că o să mă arunc cu un răspuns aproape. Ce a scris? S-ar putea să nimeresc. Te-ai pregătit? Ce ai scris acolo? Eu bănuiesc și cred că e o conspirație la mijloc. Răspuns corect, incredibil cum ai știut. Nu, glumesc. Amy Winehouse? Nu? Nu e. Nu. Că era mai bătrân, nu, Michael Jackson. Și... A, da, Mike. Bă, ce prost îți, bă, și eram apreciem acolo. Tentativa, măcar n-ai lăsat foaia goală și n-ai declanșat cronometru. Este de respectat și asta, să știi. Eu asta fac, ca la șah. Mulți concurenți au declanșat cronometru. Răspunsul corect este Janis Joplin. A, da, mă, era... Exact. Bun. Asta a fost runda 2. La finalul rundei 2, Ioana e în continuare pe primul loc cu 1400, Teo e pe locul 2 și George. George, care erai pe primul loc. M-am dus. Te-ai dus pe ultimul, dar încă este foarte strâns și în ultima rundă se poate schimba orice. Ultima rundă este sponsorizată de Vlad Casino și asta pentru că puteți câștiga sau pierde tot ce ați strâns până acum și puteți răsturna toată situația. Mai aveți fiecare o singură întrebare pe care o alegeți de aici. Puteți paria pe ea orice sumă vreți din cât ați strâns. Da? Ioana, dacă vrei, poți paria toți 1400. Dacă ai răspuns corect, câștigi 2800. Dacă ai răspuns greșit, ajungi la 0. Da? Deci gândiți-vă strategic cum credeți că ar fi mai bine. Iar în ultima rundă începem cu persoana în ordine descrescătoare cele mai puține puncte și pe urmă. Deci Ioana, tu vei fi ultima.
Așadar, George, tu ai cele mai puține puncte. Este. Gândește-te cât ai vrea să riști din ele, cât ai vrea să pariezi și pe ce categorie. Acum nu mai contează ce valoare au întrebările, pentru că pariezi cât vrei, deci poți să alegi una mai simplă dacă dorești. M-aș arunca tot în astea cu cântăreții și aș paria tot, dar nu o să fac asta. Pentru că dacă o să... nu pariez tot, nu știu dacă ai șanse să... O să pariez tot, o să pariez tot. O să pariez tot. Nu de pariat, pariez tot, dar nu mă duc la cântăreț, da. Okay. O să merg pe... ăla mai ieftin. Ăla mai ieftin de 200. Logic. Logic. Și pariez tot? Tot. 900 de puncte, dacă știi, faci 1800, preiei conducerea. Și ăla mai ieftin. Pentru 200 avem întrebarea... ce e mai ieftin? Mona Lisa, Cristiano Ronaldo. Oh my god. Oh my god. Două capodopere diferite, așa. Cum business-ul Cristiano Ronaldo? Mona Lisa este asigurată pentru o anumită sumă de bani? De Vlad Casino. Iar Cristiano Ronaldo a fost transferat pe o anume sumă de bani. Ah, te referi la transferul Cristiano Ronaldo. Da, dar care transfer? Dacă vrei să-l cumperi pe Cristiano Ronaldo. Acum. Da. Câți bani trebuie, da? Acum valorează undeva la, zic eu, 30 de milioane, cred că a fost dat vara asta, dacă eu punem la prețul actual. Mă refer la mai mult. Prețul care a fost transferat la Real Madrid, ăla mare, cel mai mare, ăla de 100 de milioane. Da. Și la Mona Lisa, na, e valoarea estimată a... Nu știu cât valorează Mona Lisa, dar cred că Ronaldo e mai ieftin, doar pentru că Mona Lisa e Mona Lisa. Deci o să merg pe Ronaldo, că e mai ieftin. Ronaldo e mai ieftin. Zici că Ronaldo e mai ieftin. Foarte, dacă te-ar auzi Ronaldo că zici asta. E idolul meu, na, e normal. Sigur, Ronaldo, da, este Ronaldo mai ieftin și ăsta este răspunsul corect. Felicitări și ți-ai dublat banii 1800 de puncte. Mulțumesc. Mona Lisa i-a asigurat undeva la aproape de $1 miliard, se speculează, pe când Cristiano Ronaldo a fost vândut cu vreo 100 de milioane de dolari. Și exagerează ăștia, domnul Paul, adică... Na, e interpretabil, e o pictură cu o femeie. Asta? Da, deci asta zic. Cine știe cât valorează ce? Dar ești pe primul loc. Pierde și voi. Dar poți să-i pierzi dacă ceilalți jucători vor răspunde corect. Începând cu Teo, gândește-te cât pariezi și pe ce categorie. Păi, având în vedere că sunt pe ultimul loc, o să pariez mai mult. Așa ar fi frumos. Mă gândeam cam cât să pariez încât să ajung peste 1800, dar zic să... matematica mea nu-mi permite. Eu mă gândeam să îi dau vreo 500, 500 cu 500 mergeam pe acolo, dar nu știu exact cât îmi dă la final. Deci nu 500. O să merg, hai să pariem tot ca să pariez, nu pierdem timpul. Tot aia. Hai să tot pariem tot. Și o să pariem tot pe o rubrică care mie mi-a plăcut foarte mult. Deci aș putea să merg pe bucătărie canibală, dar asta e foarte ciudată. Ok. Așa că o să merg pe mama ta, 300. 300, nici măcar nu s-a dus la cea mai simplă, a luat una puțin mai grea. Vreau o să fie challenging, frate. Pe erou. Ok, mama ta pentru 300... Avem următoarea glumă cu eu, mama. Mama ta are dinții așa de galben că atunci când zâmbește încetinesc mașinile. Puncte. Mașinile. Corect, mașinile. Mașinile, răspuns corect. S-a dublat și Teo George, îmi pare rău, nu mai ai șanse. Nu mai ai șanse, acum totul se rezumă la dacă Ioana State va putea să răspundă corect la întrebare și să-l depășească pe Teo. Dacă pariază tot, pariez tot, presupun pariez că nu tot contează. Pe bucătărie canibală. Pe bucătărie canibală, ăsta este subiectul ei de suflet în emisiunea asta. A dominat categoria asta. Subiectul care a Ioana. Făcut-o mare, dacă înțelegeți. Exact. Hai să vedem, bucătărie canibală, ultima întrebare din categorie pentru 200. Deși astăzi canibalismul este aproape complet dispărut, încă există un organ uman care continuă să fie mâncat în anumite cercuri, în special pentru presupuse beneficii terapeutice. Care este acest organ? Placenta. A, apendicele, stai să zic. A, scuze. B, unghiile, C, placenta. Răspuns final, C, placenta. Sigură? Eu nu vreau să mă uit. Da, sunt sigură. Ce e aia placenta? Acolo un țesut în care se dezvoltă embrionul, care după aia se face mai mare și iese pe... E mâzga de la naștere, practic. E mâzga care, nu? Ai mâncat? Ai mâncat? E de mâncat? N-am mâncat. De la găin, poate. Are nutrienți sau ceva? Da, exact. Dar nu, că nu vreau să câștige ea. Ce să fac? Cuzmi. Dacă n-ai învățat mai bine la școală? Pune mâna și învață. Da, placenta. Pregătește-te. Placenta este răspunsul corect. Felicitări, Ioana State este câștigătoarea. Felicitări, Teo și George, ați fost aproape, v-ați descurcat bine. Trebuie să mai jucăm una.
Sigur, n-ați nimerit niciunul dintre voi întrebarea specială de... Putem să ghicim acum? Da, vreți să mai jucăm din ele? Hai să mai jucăm. Eu știu unde e. Ia zi unde e. La 69. Eu zic la mama ta 500. Mama ta 500 zici că e întrebarea specială? Da. Yeah. Nu e. No. Mama ta e așa de grasă că a trecut prin fața televizorului și am pierdut 3... filme sau ceva? Pe aproape... episoade. 3 episoade. S-a acceptat și sezone, să zicem, dacă era așa. Da. Vreți să mai vedem? Mai vedem și alte întrebări? Hai. Bine. Ia, zi tu, Ioana, ce vrei să vezi? 69-200. 69-200. Ce muzician are o melodie despre vara anului 1969? Bă, dar n-ai întrebat de manele Elton. Nimic astăzi. Odată n-am întrebat de manele. Oare copiii mei niște nume de n-am auzit de ei? N-ai auzit de Elton John? N-am auzit cine? Elton. Nu, Brian Adams. Brian Adams. A jucat la panduri. A jucat la panduri. Ia zi, Teo, ce vrei să mai vezi? Tot n-ați nimerit mânt specială. Club 26-400. Club 27-400. Ce asta nu era? Dar cred că nu e, de fapt. Suntem buni. Acest muzician este renumit pentru stilul său unic de a cânta la chitară electrică, uneori cu dinții. Este considerat unul dintre cei mai influenți chitariști din istorie și a murit la 27 de ani în Londra, înnecat de propria lui vomă. A ținut dinții strânși pe un acord? Jimi Hendrix. Jimi Hendrix. Am auzit de asta. De pe ăsta știam. A, de ăsta ți-a auzit. Bun. Da. Hai să le vedem și pe ultimele două, dacă tot am continuat. Club 27-200. Lasă-mă pe mine să ghicesc pe asta. Acum e specială. O să merg pe mama ta. Da, da, da. Exact. Vorbește frumos. Nu! Mama ta e așa de urâtă, când a încercat să se înscrie la concursul de urâte, i s-a zis că n-au voie să participe... Mama ta e așa. Animalele. Nu, dar ar merge. Fosilele. Mumiile. Mumiile. Moaștele. Ar merge. Bărbații. Ar fi bună. Maimuțele. Nu, e o formă clasic de glumă, se folosește și la alte, la concursul de proști. Asta e să participe profesioniștii. N-au voie să participe profesioniștii. Deci de-aia nu sunt profesioniști, aici suntem noi. Da. Și abia asta, Club 27-200, de n-a ales-o nimeni, era special al lui Vlad. Am nimerit-o. Amy R. Winehouse. Ia e. Care puteați câștiga 100 de euro dacă răspundeați corect la această, ce ai zis, stai să o citesc. Această cântăreață britanică a murit în 2011 la vârsta de 27 de ani din cauza consumului excesiv de alcool, deși culmea, una dintre cele mai renumite melodii de ale ei era despre cum nu vrea să meargă la dezalcoolizare. Amy Winehouse. Yes. Hey. Ai fi câștigat 100 de euro. Dar asta e, s-a întrebat unele. Ioana este câștigătoare, ne vedem în final. Mulțumesc că ați participat, mulțumesc publicului. Mulțumesc că ne-ați urmărit și ne vedem data viitoare. Pa, pa!